mult circ și de gringoladă pentru nimic. Asta au făcut oficialii Federației Române de Fotbal când au exclus Universitatea Cluj și Rapid București și anunțau că viitorul sezon competițional va fi alcătuit din 16 formații. Clujenii și-au câștigat dreptul de a evolua tot în Liga I, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan a dat dreptate clubului Universitatea, care a contestat deciziile instanțelor Sistemului Național de Licențiere al FRF de a nu-i permite să evolueze în Liga 1. După decizia ta, în primul eșalon erau 17 echipe care îndeplineau criteriile sportive și cele de licențiere. Astăzi, Comitetul Executiv a decis ca sistemul competițional pentru sezonul viitor să rămână tot la 18 echipe, urmând ca ultima formație care va participa în Liga 1 să fie desemnată după un baraj între Rapid și Concordia Chiajna. Criteriul pentru care s-a ajuns la acest meci de baraj a fost următorul. Rapid nu a primit licența pentru Liga 1 din partea Sistemului Național de Licențiere din cadrul FRF, dar a îndeplinit criteriul sportiv, clasându-se la finalul sezonului trecut pe locul 8. În schimb Concordia Chiajna a primit licența, însă a retrogradat din punct de vedere sportiv, terminând ediția trecută a ligii I pe poziția a 15-a. Barajul va avea loc sâmbătă viitoare, 13 iulie, urmând să fie găzduit de Ploiești sau Giurgiu. În campionat cele două formații au încheiat la egalitate 0-0 atât în tur, cât și în retur. Severineanca Ancuța Bobocel este angrenat în această perioadă în cea mai importantă competiție a verii, Liga de Diamant. Competiția înființată în 2010 reunește în fiecare vară cei mai buni sportivi din 32 de discipline care au reușit în sezonul trecut să obțină cele mai bune puncte la competițiile la care au participat. Liga de Diamant a debutat pe 10 mai și se va încheia tocmai pe 6 septembrie, în acest interval de timp desfășurându-se după un calendar stabilit de Federația Internațională de Atletism, numai puțin de 14 reuniuni care au loc în tot atâtea orașe de pe patru continente. Atleta legitimată la CS Dinamo București și CS Medrobeta reprezintă țara noastră la atletism în proba de 3000 de metri obstacole. La cea mai recentă etapă, cea de la Lozan din Elveția, Bobocel s-a clasat pe locul 5 după ce a oprit cronometrul la 9 minute 37 de secunde și 35 de sutimi. Acest timp a reprezentat pentru Severineancă un nou record stagional însă a fost insuficient pentru că are parte de adversare cu plămâni abgradați. Primele patru poziții în această probă au fost ocupate de sportive din Etiopia, țară care domină de câțiva ani autoritar acest sport. Astăzi debutează reuniunea de la Paris, cea de-a noua, iar Ancuța Bobocel are șansa de a scoate un rezultat bun pe pista stadionului Standeni. Următoarele reuniuni vor avea loc la Monaco, Londra, Stockholm, Zurich, respectiv Bruxelles. Universitatea Craiova nu mai are voie să joace pe Ion Oblemenco, acolo urmând să evolueze CSU Craiova, echipă care este sprijinită de primăria din cetatea Băniei și de foste gloriei ale Craiovei Maxima. În aceste condiții, Mititelu a fost nevoit să se reorienteze. Inițial au fost vehiculate trei variante unde să-și dispute jocurile de pe teren propriu. Stadionul din Râmnicu Vâlcea, cel din Slatina sau cel din Drobeta Turnu Severin. Ultima variantă fiind la acea vreme cea mai plauzibilă, după ce universitatea mai evoluase pe municipalul severinean și în urmă cu trei in. Până la urmă, cele trei variante au căzut. Fece Universitatea Craiova ar putea disputa meciurile de pe teren propriu la Petroșani, finanțatorul Adrian Mititelu trimițând o cerere în acest sens Consiliului Local de la Petroșani. Am ales Valea Jiului și în special baza sportivă de la Petroșani pentru că sunt foarte mulți suporteri în vale. L-am delegat pe președintele Marcel Iancu să se ocupe de toată problema și sperăm ca totul să fie bine. Am ales Valea Jiului pentru că este o zonă liberă de roșu, a declarat Mititelu. Potrivit Mediafax, autoritățile locale din Valea Jiului au aprobat în unanimitate cererea depusă de Adrian Mititelu. Formația olteană ar urma să achite o chirie de 1000 de euro plus TVA pentru fiecare meci, precum și 25% din încasările din bilete. Astfel că severinenii care credeau că pot vedea știința pe municipal își pot lua adio de la acest lucru, autoritățile locale din Petroșan dovedindu-se mult mai interesate de sport față de cele din orașul nostru.